Bună ziua și bine v-am găsit la Profon, exerciții de matematică. Fie mai pentru acasă. Sunt profesora, ce trebuie să deschide calculatorul. Pentru acasă, da. Și am uitat să mă cam pe urmă. Da. Pe toate. Le-am uitat. Păi, fiindcă tu între timp te-ai șapcat de treaba, am dat drumul la cameră. Clasa a doua. Suntem în întâi, da? 2017. Tu îmi povestești cum facem omulțirea asta, că eu mă tablez și fac toată povestea. Deci 279 ori 20 ori 28. Povestește tu cum ți-ai propus să faci. Eu nu scriu nimic. Fum numai tu ce îmi spui. Asta fac și eu pe tabla. Deci conduci ieșițiu, ești la comandă astăzi. Ești cel care decizi. Așa că te aștept să vii cu inițiativă. 279 ori. Aici 279. 279 ori. În paranteză. Așa. 30 minus 2. Așa! Te duci pe culoarea asta, culoarea asta, 30 minus 2. Când 28 se apropie foarte mult de 30, da? Da? Și-ți place asta. Și egal mai departe, cu te rog. Nu mai departe cu 2790. Da, nu e o singură dată, nu e cu un singur 10. Așa, cu 30. Asta e. Deci, 3 decia. Da. Deci va fi egal cu 3 ori, 3 de aia, de zis tu. Deci 3 ori 2790. Ai zis că dacă ar fi fost un 10, da. Făcea 2700, dar sunt 3 de ăștia. Plus 2790. A, scrie de 3 ori. Da. Gata, mă, gata, așa fac și eu. Deci e egal mai departe cu 2730, pe 2790. Da? Deci asta am propus tu, că sunt 30, deci 2790 plus 2790 plus 2790. Nu, și mai avem minus acum. Ăsta se duce la 2. Minus cât? Minus 2 ori. Ăsta putem să facem 279 plus 279. Minus în paranteză să scriu asta, da? Minus în paranteză. 279 plus 279, de două ori, da? Așa îmi spune acolo. Și da mai departe cu, te rog să conduci, mergi mai departe. 8, 5. Mai întâi 0, nu? La unități. De ce? Hai, fac la ori 2. Unde? Aici? Da. Dar nu trebuie să o luăm de la egal. Trebuie să o luăm toată așa. Nu puteam lua lucrat asta. 0. Deci 0, da. Apoi. 0, da. Apoi 9 plus 9, 27, scriem 7. De 0, 7. Reținem 2. Da. 7 cu 7, 14. Și cu 7, 21. Și cu 2, 23. 23. Eu scriu cum spui tu, eu nu sunt deloc atent, să știi. 23, da. 2 îl țin minte. 2, 4, 6, 8. 8. 8.370. Plus, minus. Minus. Și acum să vedem cât dă, nu, cât obții la cele două numere. Da. 9 plus 9, 18. Scriem, da. 8. Da. Reținem 1. Da. 7 plus 7, 14. Și cu 1, 15. Reținem 1. Și 2 cu 2, 4. Și cu 1, 5. 558. Deci ai 558, da? Da. Este egal mai departe cu? Egal. Da. 0 minus 1 minus 4, ne împrumutăm. Da. 2. 2. 7 minus 5, 6 minus 5, 1. 1, așa. 3 minus 5 minus 4, ne împrumutăm. 8. Deci, 8, da? Da, 8. 8. Și 7. Și 7. 7.800.
112. Facem acum la viteză maximă? Facem viteză maximă și se dă așa rezultat. Da. Dacă nu ne dă, undeva greșit, trebuie să o descoperim. Da? Pornim. Viteză maximă. 279. Da. 28. 28. Nu prea știm bine așa. Da. Dar am promis că ne descurcăm, da? Da. Hai, luăm de parte. 8 ori 9, 72. Eu știu, dar dacă e greșit. Dar dacă e greșit. Ai spus tu așa, dar ai fost sigur. 72. Dar sigur. Dovedește. Demonstrează că 72. Eu știu dacă e greșit. Scriem 80 minus 8. Ah, deci 8 ori 9, îți scrie așa ca fiind 8 ori, 10 scăzut 1. Da, și 8 ori 10, 80. 80 și minus 1, 8, da? Nu. Și face 72. Gata, m-ai convins. Vezi, așa, când nu ești sigur, trebuie să mă convingi. 8 ori 7, 56. Da. Și cum că 7, 112. Nu. 8, 7, 56. Sigur, 56 aici? Da. Te ceri cu mine? Nu. Păi ce altă te dacă ești sigur? Hai că încercăm. Hai să vedem. 8 ori 7. Convinge-mă. Egal. Hai să-ți arăt eu o șmecherie. E 7, scriu ca 5 cu 2. Să vezi tu. 8 ori 7. 5 plus 2. Uite, fii atent. Că 7 e 5 plus 2. 5 plus 2. Dar fii atent, păi, în paranteză 5 plus 2. Da. Și acum, 8 ori 5 cât face? 8 ori 5, 40. 40 plus 8 ori 2? 16. Egal? 56. Gata, ai avut dreptate. Așa trebuie să mă convingi. Deci, 7 ori 56, și fusese 7 dinainte. Scriem 6. Nu. Am avut un 7 rest de aici, 8 ori 9, 72. Ți-i minte că am zis 8 ori 9, 72, eram pe 7 scris acolo. 7 ori 56 și cu 7. 56 și cu 7. Deci scrii din nou, da? 8 ori 9, 72, 2 și 7. Vorbește că eu iarăși am un pic. Așa. 7 ori 56 și cu 7. Acum, 56. Și cu 7. 56 plus 7. Da. Iată, scrieți 56 plus 7. 63. 63. 3 scriem și 6, 7, 6 le ținem, da? Bun. Acum. Și acum, 8 ori 2, 16. Și cu 6? 16 și cu 6, 24. Da. 16 și cu 6, 24. 16 cu 6. Da, 22. 22, așa, multă grijă, că eu scriam aici. Scriam și dacă era, ar fost o trăsnaie, vorbesc. Așa. Sperăm să fie bine. Acum sperăm să fie totul bine, așa cum spui tu. Acum facem 2 ori 9 ori 18, scriem 8. Da. Unde scriu pe 8? Nu cred că ne dă bine. Simți că nu-ți dă bine? Ba, nu. Nu ne dă bine. Bă, hai să mai îndrăznim un pic, să vedem cine iese până la urmă. Bine, să vedem. 0, 8 și 2 ori 7. 2 ori 7. Adică 7 și cu 7. 7 și cu 7, 14, 4. Și cu ceva care ne-a rămas în urmă, 2 ori 9, 1. 14 și cu 1? 15, 5. Deci 15, 5 și 1. 1. Da. Și 2, 2, 4 și 1, 5. 5. Tragem linii și vedem acum, emoțiile mari. 12 cu 0. 12 cu 0, 2. Da. Mi-a dat bine? 2? Da. Este. Prima cifră, puteți să am prins-o. 8 cu 3. 12. 8 și cu 3? Nu, 8 cu 3. 11. 11. Ai făcut 10, ai 2. Hai să judecăm, să cadă toată lumea. Până la 10 trebuia 2, am luat din 3, mă rămas 1, 11. Așa. 11. Bine, ai ne-a dat 1. Bun. 5 cu 2, 7 și cu 8. E bine? Da. Bine. 8. Și ultima, trebuie să ne dea 7.
7. 7. Este extraordinar. 7812. Și desfășurat, cu șmecherii desfășurat. Pe 28 ai văzut ca 30 minus 2. Da. Foarte tare. Foarte tare. Și-o prins chestia asta. Eu sigur spus asta? Da, sigur, sigur, sigur. Bravo. N-am mai așteptat să zicem 20 plus 8 să muncim. Am mers pe șmecherii și am mers foarte repede. Doar că aici, ai adunat de 3 ori, că am văzut 3 pești. A. Da? Dar eu mă gândeam să zic 3 ori. 3 ori. Da. Dar eu am mers pe mâna lui, că este foarte bine. Și eu am luat pe toate 3 ori. 0, 0. Dacă ar fost 3, 0, 0, 3, 9, 2, 7, 3, și faci și așa șmecherii, da? Da, dar da. O să fie mai greu. Pentru ce început ți se pare ție mai greu? Da, neapărat, las și desfășurat, dar dacă ar fi fost de 7 ori, 72, scriam de 7 ori adunarea asta, e mai greu. De aceea o să apelăm și la șmecherii asta, da? Uite concret acum, dacă îți dau o telesub, hai să vedem. Tot 279, ori 82. Ori 82, egal cum? Egal 279. Ori, în paranteză, da. 80. Așa, 80. Plus 2. Asta e. Nu zici 90 minus 8. Pe 82, 2 e aproape de... E mai aproape de 80. Așa, așa. Dacă ar fi 85, ne-am duce la... Poate așa. Dacă ar fost 87, ne duceam la 90 minus 3. Da. Da? Deci acum ai prins. Data trecută când ai prins 28, ai prins 30 minus 2. Aici e lăsat așa. Bun. Și egal acum acum. Îl prescutăm pe 80. Cum? Scriem 279 ori... 40 plus 40. 80 40 plus 40, da? Da. Și pe 1 pe 40 să mulțim. Hai să zicem 8 ori 10. Hai 8 să facem așa. 10? Nu, fac 80? Aia. Deci e cam mai departe. Acum nu aștept ei. Ține minte, cea mai tare. Da. Deci 278 ori, ori... 278. Păi așa a fost. 279, pardon, scuze-mă. 279 a fost. Eu am greșit acum. 279 ori, deschidem paranteza și zicem 8 ori 10. 8 ori 10 fac 80. Da. Închidem paranteza. Plus 2. Și plus 2. Să nu uităm dacă e și plus 2. Plus 2 paranteză. Să recunoaștem, așa a fost. E cam mai departe. Și acum zicem 279 ori 10 și plus 8. 2700 egal 2790 ori 8, ori 8, e 8-ul ăsta, și el zice, și cu mine vreau. Ori. 8. Și plus 279 ori cât? 8, putem să facem acum. Deci 279, 279 plus 279, nu așa de semnă. Da. E două ori. Egal 8. Egal, nu, egal de la capăt trebuie să o luăm. Bă, să scriu asta de 8 ori, mă? 2790 plus 2790... Da, profesor, dar 279 ori 2 avem deja acolo sus. Avem deja? Da. Da. Știm 558, da? Ar avem foarte 558. Deci poți să spui deasupra 558, e făcută, nu mai e nicio dată. Perfect, ai zis bine. Dar ce fac cu 2791? Să scriu 2790 de 8 ori adunate? Nu, poate mai ușurat. Cum? 279 ori 10 minus 2. Ori 10 minus 2? Da. Hai mă, că și asta e o treabă. Deci fac și 2790 ori 10 minus 2. Îmi place. Deci fac și 2790 ori 10 minus 2. Loc 8. Da? Da, deci minus 2. Și plus, în continuare, 558. Foarte tare. Plus de 58. Și egal acum. Înseamnă 2790 ori 10. Da. 27 de minus 100. 900. Că pui 10 la sfârșit. Egal. Cu 27 de mii 900
Foarte tare. Minus? Minus 2790 ori 2. Nu cred că pot să fac. Nu poți spune, dar atunci ce să faci? Le calculăm. Sumele sunt altele, că mi-e mai ușor. Minus? Și o să vedem ce rezultat ne dă, câte se ne adună de două ori, nu? Da. Deci 2790 plus încă o dată 2790. Așa trebuie să facem, așa ai zis tu. Bine. Și am scris în parantele. Sigur că da. 2790 mi-e primul an. Da, a fost 2790. Și aici cât o faci? Se calculă. 0. 0. 8. 8. Reținem 1. Da. 5. 5. Reținem tot 1. Da. Păi, de ce am mai calculat? Cum? Că aveam deja acolo 2790 și adăugam încă două zerouri. Nu, un singur zerou. Nu mai e un singur zerou. Și vedea 5580. Da. Corect. Corect, noi am avut 279 și 279. Și aveam un singur zerou. Da. Adică la unde zero. Foarte bine. Deci trebuie să spun aici 5580, da? Da. Și acum, ia să vedem rezultatul. E egal mai departe cu... Există un amintit, nu știu, aici să citesc. 27.900 minus... Minus? Nu? De ce nu? Pentru că 2.790. 27.900? Perfect, bine. Merge, merge, sigur că da. Minus? Cât? Nu. De ce mă? Pentru că 2700... Nu e 2700, 27... 27.900 este mai mic decât 55.000. Dar nu 55, 5.000. 5.000? Mai 5.000, aici e 27.000. Merge, zic. Nu ne-a așezat tu bine acolo. De 5, am pus 3. Gata. Atenție, era așa să vedem. Era așa să vedem. Minus 5.580. 80. Ia să vedem. Egal. Egal. 0. 0. Am uitat. Nu se poate. Așa. 1. De ce e 1? Nu, 2. 2, că e primul împrumut aici, da? Da. 2. 2. Da. 3. Da. Pentru că e 8 minus 5, 3. 8 minus 5, 3, da. Și 7 minus 5, 2. 2. Și 2. Și 2 am singur. Copiem. Cât am dat răspunsul? 22.320. 22.320. Acum o viteză maximă și cu emoții maxime. Ah, e greu. Nu, viteză maximă și cu... Hai să vedem. Hai să vedem. Hai să vedem. Varianta viteză maximă. Deci 279 ori cât? Ori 82. Ori 82. Și egal tu. 2 ori 9, 18. Așa, 8. Da. Reținem 1. Da. Bine, am început cu bine. Da. 14 plus 1. 2 ori 7, 14. Plus 1, 15. Corect. 5. Reținem 1. Da. 2 ori 2, 4 și 1, 5. Corect. Ne-a dat? Bine. 558 prima linie. Da. 558. Prima linie. Uitați acolo. Da. La 10.000. Da, paranteză 10 minus. Corect. Acum 8. Scriem 0 sub 8. Așa. Suntem la 10, da? Înțim cu cifra 10. 8 ori 9. Am mai făcut odată. 72. 72, da. 2. 2 și 7. 7. Da. Iar 8 ori 7. Nu. Am făcut 8 ori 7. 52. 52, da? Da. Nu. Merg pe mâna ta. Dar hai să demonstrăm asta. Hai să demonstrăm. 8 ori 7. Hai să facem. 8 ori 7, 6. 8 ori 7. Hai să muncim, muncim, că e foarte dar. 8 ori 7. 8 ori 7 egal cu? Egal cu? 72. Nu. Așa e, 7. Nu. Hai să muncim. Hai, uite. Deci 8 ori 7 egal cu 8 ori. Și 7 cum se scrie?
egal nu. 8 ori. Ori în paranteză 5 plus 2. 5 plus 2. 5 plus 2. Ce egal caut? 40. Da. 40. Plus 16. 16. Ce facem? Egal cu 56. 56. Cât fac 7 rog? 56. Băi, mai dai că te prind, te pun da să muncesc. 8 ori 7. Acum nu mai uiți niciodată. Că, băi, 7, 6, 5, 2, 8 ori 5, 4, 10, 8 ori 2, 16 și altul în acolo și... Gata, 56. Că atunci mă fac pe foaie, mă șterg o lucruzică. Da, deci mult trebuie. Încă o dată, aici ce zice? Nu, 4 ce rog. Aici ce sunt, da? 7 rog. 7 rog, 7 rog, 56. Aleu. Și cu 7, 56. Și cu 7... 56. Și cu 7? 7. 63. 63, bine. 3 și 6. 6. Da, 8 ori 2. 8 ori 2, 16. Și cu 6, 22. 22, da. Și trebuie să ne dea. Acum trebuie să ne dea emoțiile. Maxim. Da. Primele două, da. Adică 0, nu. 8 și cu 0? 8 și cu 0, 8. 8. Și cât trebuia să dea? 8... Cât trebuia să dai? 0. 0, ce-am greșit. Nu știu. Am greșit ceva. Să vă am greșit ceva acolo? Nu știu unde. Eu acum nu aș putea să spun că am greșit. Dar hai să facem. Deocamdată simțim deodată că ești numai mea, nu? Hai să vedem. 5 cu 2? Am... Cred că am eu ceva. Nu trebuie să facem 2790 plus 2790. Dar minus. Da, 27 de 900. Adică acolo unde am scris 80 plus 2. Deci 80 plus 2, da? Da. Și a făcut 279 ori 8 ori 10. Ori 8 ori 10. Și am zis ori 10 face 2790 ori 8. Și plus de 2 ori 279 și zic 558. Da? Bun. Da. Acum, că tu nu ai vrut ori 8 ăla și te-ai descurcat foarte bine. Ai zis 2790 da ori 10 minus 2, 8. Da. Și au făcut 27.900 okay bine, da, minus 200, 2790 de două ori adunat, au făcut 5580. 5580. Da. Bun, mă. Și la scădere, hai să vedem. 0, 0, 0, 0, e bun. Am uitat să adunați 558, am impresia. Așa am văzut. Deci, așa am văzut eu. Deci încă o dată. Două, nu? Da, am scăzut aici. Da, aici am plus ăsta. Plus ăsta. Plus 558. Plus ăsta. Deci plus în continuare. Deci asta plus 558. Plus 558. Și este egal acum. Acum. Ia să vedem. Acum să adunăm. 8 cu 0. 8 cu 0. 558. Așa. La reputat. 8. 8. 8. 8. 2 cu 5, 7. Da. 3 și cu 5, 8. Corect. 2 și 2. 2 și 2. Adică 22.000 citește-l tu. 22.878. Ăsta e rezultatul corect. Haideți să ne întoarcem. Acum să ne întoarcem aici dacă ne dă 8 cu 0. 8. 8. 7. 7. Să vedem? Da. E bine? Ultime, la unități, la 10 a fost bine? Da. La sute? La sute, acum vedem. Acum. 5 plus 3, 8. 8. Wow, perfect. Corect. 8, da. 2 și 2. 2 și 2. 22, da? Corect. Citește. Corect. Citește 22.878. Băi, ce facilitate, pentru că încă pe două metode și ne controlăm. Într-o parte și cealaltă, unde am greșit. Este tras foarte tare. Tehnica asta acum de care am pus-o la punct e cea mai interesantă. Da. Da? Foarte tare.
Hai să vedem. Noi facem tot așa? Da, dar facem așa, că îmi place și chestia și învățăm și tabla mulțirii și sunt atâtea lucruri. Adună, scrie. Dar facem un antrenament nemaipomenit. Și prietenii noștri o să învețe și ei cum noi trebuie învățată tabla mulțirii și mai ales cum te poți controla singur. Faci desfășurat, la așa e un rezultat, faci și viteză maximă. Și dacă nu-ți dai acest rezultat, tu ești divin. Trebuie să găsești greșeala. E foarte tare să găsești și greșeala. Ai răbdare să... Sigur că da. Unde e greșeala? Să văd. Ori pe prima variantă, ori pe varianta a doua. Undeva am greșit. S-a întâmplat să fii prima. S-ar putea la o dată să fii la a doua. Acum te las, te referi la tabla mulțirii cu pe mâna ta merg total. Și dacă se greșește undeva... 7-8. 7-8. Cum fac 7-8? 15. Bă, dacă te pui la muncă din nou. 7, 5 plus 2, 8, 5, 4, 10, 2, 8, 16, da? 5, 6, 8, 4, 7. 4, 7. 4, 7. 4, 7. Bun. Uite, aici, 389 ori 78. 389 ori 78. Ce-ți da să scriu? Da. 389 ori 78. Egal 389 ori 389 ori 10 minus 2. 80 minus 2, că ai sensizat că 78 apropii de 80. Da. Foarte bine. Foarte bine, mă bucur. Egal mai departe, cum? Egal cu 389 plus, încă dată 389 plus, încă dată 389. Bă, de 80 de ori? Păi nu o fac așa, că-ți mă prinde... Dar mai puc câte dată. Păi vezi cum? Uite-te. 2027.090. Aia a fost acolo, acolo. Aici. Păi 80 îl scrim ca 8 ori 10. Hai să scrim așa. Egal cu 389 ori 80. Așa scrim. Iată, fii atent. 389, te rog să scrii. Egal cu 389 ori 80. Ori primul, nu? Ori primul din paranteză. Ori 80. Scăzut, vorbește tu. Minus. 389 ori cine? Ori 2. 389 ori 2. Hai să scriem așa, pentru început, ca să vadă toți prietenii noștri. Și egal mai departe, cu 389 ori, în loc de 80, cum se scrie în loc de 80? 389 ori... În paranteză... Da... 8 ori 10. 8, dar nu mai trebuie să spun în paranteză, că nu e adunarea sa scădere. Doar atât spune 8 ori 10. Și dacă am pus paranteză? Nu e grav, dar nu se merită. Numai când e o adunare de două numere sau o scădere, punem în paranteză. Da? Ține minte. Da. Bun. Deci eu nu o pun. Minus 389 ori 2, cum fac aici? 389 ori 2, putem să calculăm, unele sunt partele. Adică de două ori, nu? Da. Și le adunăm. Deci va veni minus 389, adică minus, în paranteză, 389 plus 389. Așa se înțeleagă toți prietenii noștri. Și egal acum. Tu faci și rezultatul, văd acum, te-ai și apucat. Da, de mult. Cât faci 389 plus 389? 778. Pun și eu de sub aici, merg pe mâna ta. 778. Eu mă corecte singur. Fac pe viteză maximă singur. Nu acum, că n-am terminat să o văd. Profesor, vreau să văd. O secundă, că n-am terminat-o. Mai avem 8 ori 10 și face scăderea, toți care ajung la rezultat, ne ducem amândoi pe viteza maximă. Da. Hai, te rog. Ei, 389 ori 8 ori 10, mai întâi ori 10, că știu să mă discut. Și cât se face 389 ori 10? 389 ori 10... 3890. 3890 ori, au rămas ori la 8. Ori 8, da? Ori 3890 ori 8, ori 8. Minus. Făcut de tine, 778. Da. Și egal mai departe cu, egal. 3890 ori 8.
Și hai să facem 3898. Cum să facem 3898? Cum îți vine ție la mână mai bine? Bine. Bine. 3898. Cum mai bine facem așa. Nu mai calculăm 3890 ori 8. Facem 3890 minus 778. Dar ori 8, nu se poate, că asta trebuie să facem de 8 ori. Ar trebui să adun pe ăsta de 8 ori și nu să fac scăderea. N-am voie. N-am voie să pășesc, că doar nu a fost ori 10. N-a fost un singur 10, ci 8 de ani de 10. Bine! Sunt obligat. Facem 3890 ori 5 plus 2. Nu știu, 5 plus? 2. De ce? 1 plus 3. 5 plus 3. Eu aș făcut asta. Și eu. Cum ai făcut? Cu 10 eu. Sigur că da. Da, 10 minus 2. Da, dar da, cu 10 și cu 5. Și cu 5. Și cu 3. Și cu 3. Pierd mult timp. Cu 10 am pus un 0. Și vezi, cu 5 e greu. Dar cu 5 e greu. Adică 5 de 5 ori să adun numele și ele, băi, de nu îmi place. Dar ori 10 merge tare. Deci 3890 ori, mergem cu culoarea asta, 10, scăzut, 2. Da? Te rog să scrii și tu. 10 ori, în paranteză. 10 minus 2, că așa am zis că ne-am înainte sau scădere, punem în paranteză, da? Da. Minus 778. Și egal mai departe cu... Tu mă conduci. Egal cu 3890 ori. 38.900. Corect, că ai mulțit cu 10. 38.900. Așa. Minus 3778. Nu, e 3000 aici. Adică și cu un 0 la sfârșit. 7780. Wow. Uite, minus 3000. 3000 de două ori făcute, sigur că da. Minus 0. 3700. Nu, mă, cât face aici? Cât ai zis? Cât face? Am uitat. 7780. Și minus în continuare 778, nu? Minus 778. Egal. Egal. O să fie o lungă... Mai întâi facem prima scădere și cine dă facem a doua scădere, da? 3890. Da? 38.900. 38.900 minus... Minus... Le-aș da pe mesul baltele? Nu. Eu mă gândeam că faci deodată scăderea asta, că tu ești tare. Puteți să scădezi toată tata. Nu, nu, nu. Numai scăderea asta și tu nu minus 778. Te rog să faci scăderea asta. 0 minus 0. Hai. Le-aș da pe mesul baltele? Da. Aaaa, și mai tare. Vrei numai așa, așa. Bine, fă cum vrei. Cât vine? Hai, te rog, urmește. Am mai dat, deci m-am lăsat. Cât? 31.120. Da, a te mai făcut. 0 din 0 este? 0. 0. Da. 0 minus 8 nu se poate, ne împrumutăm 2 și acolo rămâne 8. Aici a rămas 8. 8, 1. 7, 8 scădu 7 face 1. 1. Și 8 minus 7, tot 1. Tot 1. Și 3 rămâne singur. Și 3 rămâne singur. Așadar, 31.120 minus 31.120 minus... Minus 778. 778. Și să vedem ce face aici. O problemă foarte grea. Ia să vedem. 2. 2. Ai vorbit cu Mihaela? 4. Așa, deci cât ai zis? 4. 4. Tu spui asta, eu fac. 3. 3. Deci 4, 3. 3. Și ne-am rămas 31.